Costel Alexe este acuzat că în luna aprilie anului 2020, când îndeplinea funcția de ministru al mediului, i-ar fi cerut lui Bogdan Grecu, la acea vreme directorul combinatului Liberty Galați, mai multe produse din tablă în cantitate totală de 22 de tone. Produsele trebuiau predate pentru ca ministrul să dispună alocarea către combinatul Liberty Galați a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și pentru a manifesta indulgență la monitorizarea măsurilor luate de către combinat pentru închiderea unei halde de zgură. Depozitul respectiv era unul dintre cele 68 de depozite neînchise pentru care statul român a fost condamnat de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în anul 2018 pentru neîndeplinirea obligației asumate ca stat membru al Uniunii Europene de a le închide cât mai repede. Ca urmare, România trebuie să raporteze periodic situația depozitelor, se arată în comunicatul DNA. Costel Alexe susține acum că ministrul mediului, apelor și pădurilor nu poate influența procedura de acordare a certificatelor verzi. Ministrul mediului nu are atribuții, nu poate influența, nu poate modifica, nu poate interveni în procedura de acordare a certificatelor verzi. Singura atribuție a ministerului avizator este ordinul de ministru prin care lista cu beneficiari este publicată spre transparență. Repet, pentru a nu lăsa loc de interpretări. Indiferent de numele ministrului, el nu poate influența procesul de acordare, care este un automatism pe care ministrul, la finalul procedurii tehnice, îl semnează spre a-l face public. Costel Alexe susține că dosarul nu cuprinde probe concrete, ci doar speculații, lucru ce urmează să fie demonstrat în instanță. Nu am cerut și nu am condiționat niciodată în cariera mea publică, cu atât mai puțin în perioada cât am fost ministru, exercitarea atribuțiilor, deprimirea vreunui folos material sau orice fel de avantaj. Mi-am exercitat cu bună credință toate funcțiile publice avute, iar demnitatea de ministru în Guvernul României este fără echivoc un privilegiu pe care puțini oameni reușesc să-l aibă. Tocmai de aceea, în perioada cât am ocupat funcția de ministru al mediului, apelor și pădurilor, mi-am îndeplinit cu mare răspundere atribuțiile. Mi-am propus cu adevărat să produc o schimbare în sistem și să ating obiectivele asumate de România în raport cu Uniunea Europeană în materie de politici de mediu. Reducerea poluării, reducerea tăierilor ilegale de arbori, creșterea suprafețelor de terenuri împădurite, închiderea depozitelor de deșeuri. Cum faptele de care este acuzat Costel Alexe au fost comise în perioada în care acesta era ministru, cazul său va fi analizat de către magistrații în altei curți de casație și justiție. Procurorii au dispus sechestrarea produselor din tablă primite de către Costel Alexe de la Liberty Galați, cerând instanței supreme confirmarea măsurii asiguratorii.